Vale, face și biruințe de la Domnul. Iubiții Domnului, vreau să vă binecuvântez în această seară, în numele și meritele Domnului nostru Iisus Hristos. Și toți aceia care Duhul Domnului ne îndeamnă să-L căutăm pe El prin cuvântul Lui, să ne apropiem mai mult de El prin cuvântul Lui. Iubiții Domnului, voi vorbi și în seara aceasta despre promisiunea cu privire la Duhul Sfânt. Data trecută am vorbit despre Duhul Sfânt și nașterea din nou. În seara aceasta voi vorbi despre promisiunea cu privire la Duhul Sfânt. Vom vorbi în următoarele zile despre lucrarea Duhului Sfânt în totalitate și Dumnezeu să fie slăvit în toată lucrarea Lui. De aceea voi merge în cartea prorocului Ioel, în capitolul 2, și vei ști cuvântul Domnului de la versetul 28 la versetul 32, care spune așa: după aceea voi turna Duhul meu peste orice făptură. Fii și fiicele voastre vor proroci, bătrânii voștri vor visa visuri și tinerii voștri vor avea vedenii. Iar și peste robi și peste roabe voi turna de Duhul meu în zilele acelea. Voi face să se vadă semne în ceruri și pe pământ, sânge, foc și stâlpi de fum. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge înainte de a veni ziua Domnului, ziua cea mare și înfricoșătoare. Atunci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit, căci mântuirea va fi pe muntele Sionului și la Ierusalim, cum a făgăduit Domnul și între cei rămași pe care va chema Domnul. Amin. Iubiții Domnului, am citit acest cuvânt, deci este promisiunea cu privire la Duhul Sfânt, deci din Vechiul Testament. Și vedem că aici prorocul Ioel vorbește înspre viitor și Dumnezeu să fie slăvit în toată lucrarea Lui. Deci Ioel, prorocul Ioel, nu introduce o promisiune nouă, ci continuă promisiunea făcută prin prorocul Isaia. Până când se va turna Duhul de sus peste noi, atunci pustiul se va preface în pământ și pământul va fi privat ca o pădure, privit ca o pădure, în Isaia 32, versetul 15. Căci voi turna apă peste pământul însetat și râuri pe pământul uscat. Voi turna Duhul meu peste sămânța ta, da, și binecuvântarea mea peste odraslele tale. Isaia 44, cu 3. Aceeași promisiune este făcută de Dumnezeu și prin Ezechiel: și nu le voi mai ascunde fața mea, căci voi turna Duhul meu peste casa lui Israel, zice Domnul Dumnezeu. Deci Ezechiel 39 cu 29. Iubiții Domnului, deci dacă profețiile lui Isaia și Ezechiel, Duhul este promis în termeni mai generali, ca o binecuvântare peste popor, în Ioel, promisiunea este că Duhul va fi turnat peste orice făptură, adică peste toată carnea, peste cei care primesc viață nouă, cei care sunt slabi, cei lipsiți de putere și lipsiți de speranță. Deci, întrucât îl zugrăvește pe om în slăbiciunea lui, astfel este testat un contrast între statutul privilegiat al unor persoane care primiseră Duhul în trecut, anume conducătorii lui Israel, și caracterul universal al coborârii Duhului peste fiecare credincios. Prin această democratizare a Duhului vor beneficia de prezența Duhului nu doar orice făptură din comunitatea viitoare a lui Iuda. În Ioel 2 cu 29 se sugerează chiar și includerea străinilor prin robi și roabe. Totuși, neamurile nu sunt incluse în această făgăduință decât
în vremea bisericii primare și aș vrea să citesc în Faptele Apostolilor. Voi merge în cartea Faptelor Apostolilor, iubiți Domnului, și voi citi un cuvânt de aici. Faptele Apostolilor 10, 44 la 47. Care spune așa: pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a coborât Duhul Sfânt peste toți și ascultau cuvântul. Toți credincioșii tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a revărsat și peste neamuri, căci îi auzeau vorbind în limbi și mărturisind pe Dumnezeu. Atunci Petru a zis: se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Și a poruncit să fie botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Atunci s-au rugat și au rămas câteva zile la ei. Deci, iubiții Domnului, deci vedem că deci prorocul Ioel și mai departe și Ezechiel și Isaia, care ne vorbește despre Duhul Sfânt, deci despre neamuri nu au fost introduse aici, dar se spune că vorbesc despre rob și roabe. Și vedem că în Faptele Apostolului, în capitolul 10, versetul 44 și 47, deci Dumnezeu s-a îndurat și de noi, de națiuni, și ne-a dat Duhul Său cel Sfânt, slăvit și lăudat să fie Domnul. Iubiți Domnul, vom merge mai departe și acum vom vedea, deci Duhul Sfânt promis de Ioan Botezătorul. Acum am văzut promisiunea cu privire la Duhul Sfânt care ne-a vorbit acești trei proroci, deci din Vechiul Testament, și am vorbit din Noul Testament, unde ne am fost incluse și noi ca națiuni. Acum vom vorbi despre Duhul Sfânt promis de Ioan Botezătorul. Și, cum spune, propovăduind despre apropierea împărăției lui Dumnezeu, Ioan Botezătorul s-a referit la Mesia prin următoarele cuvinte: eu vă botez cu apă, dar el vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Deși aș vrea să citesc un cuvânt din cartea Matei 3 cu 11. Cartea Evanghelistului Matei, capitolul 3 cu versetul 11. Care spune așa: cât despre mine, eu vă botez cu apă spre pocăință, dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine și eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintea. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Iată, iubiții Domnului, și toți ceilalți evangheliști, și în Marcu 1 cu 8, în Luca 3 cu 7, în Ioan 1 cu 33, vorbește tot despre același lucru. Deci iată, iubiții Domnului, căci promisiunea cu Duhul Sfânt o face și Ioan Botezătorul când boteza. Spunea că el botează cu apă, dar va veni altul după el care ne va boteza cu Duhul Sfânt. Unii cercetători iau împreună ambii termeni, Duhul Sfânt și foc, referindu-se la același aspect, anume la focul Duhului Sfânt. Alții văd în această sintagmă o referire la un singur botez cu Duhul și cu foc, care în viziunea lui Ioan era botezul lui Mesia pentru întreg norodul și care va fi purificator pentru cei care s-au pocăit și destructiv pentru cei care au rămas nepocăiți. Purificarea făcută de Duhul Sfânt va avea ca rezultat mântuirea celor care se pocăiesc. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrurile acestea, iubiții Domnului, ca să ne pocăim și să ne apropiem de Domnul și Dumnezeu să fie slăvit. Promisiunea, acum vom merge mai departe și vom vorbi, deci am vorbit despre promisiunea cu Duhul Sfânt în Vechiul Testament, despre trei, aceste trei proroci, am vorbit despre
Duhul Sfânt promis de Ioan Botezătorul și acum am vrea să mergem mai departe să vedem promisiunea făcută de Domnul nostru Iisus Hristos referitoare la Duhul Sfânt. Și lucrul acesta, iubiții Domnului, îl găsim în Luca, în Evanghelia lui Luca, în capitolul 11. Luca, capitolul 11, și vom citi cuvântul lui Dumnezeu de la versetul 2 până la versetul 13. Deci Luca 11, versetul 2 la versetul 13. El le-a zis, când vă rugați să zice Tatăl nostru, care este în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Dă-ne-o nouă în fiecare zi și ne iartă nouă păcatele, fiindcă și noi iertăm oricui ne este dator și nu ne duce în ispită și ne izbăvește de cel rău. Aici, la versetul 5, vedem stăruința în rugăciune. Apoi le-a mai zis, dacă unul dintre voi are un prieten și se duce la el la miezul nopții și zice, prietene, împrumută-mi 3 pâini, că am venit la mine de pe drum un prieten al meu și n-am ce să-i pun înainte. Și dacă dinăuntru casei lui prietenul acesta îi răspunde, nu mă tulbura, acum, ușa este închisă, copiii mei sunt cu mine în pat, nu pot să mă scol să-ți dau pâine. Vă spun chiar dacă nu s-ar scula să-i le dea pentru că este prieten, totuși măcar pentru stăruința lui supărătoare, tot se va scula și va da tot ce-i trebuie. De aceea și eu vă spun, cereți, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și se va deschide, fiindcă oricine cere capătă, cine caută, găsește și celul ce bate îi se deschide. Cine este tatăl acela dintre voi, care dacă îi cere fiul său pâine să-i dea o piatră? Ori dacă îi cere un pește să-i dea un șarpe în loc de pește? Sau dacă cere un om să-i dea un scorpion? Deci dacă voi care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu mult mai mult tatăl vostru cel ceresc vă va da Duhul Sfânt celor cel cer. Iubiții Domnului, ați văzut cum am citit cuvântul lui Dumnezeu aici, ne arată, ne spune, ne învață Domnul cum stăruința. Deci, discuția despre rugăciune continuă cu situația ipotetică a unui prieten în nevoie, situația care îl ilustrează faptul că rugăciunea trebuie să izvorască dintr-o necesitate la rândul ei. Această necesitate este referită fără perseverență cu care rugăciunea este rostită. Iisus insistă asupra perseverenței în rugăciune și asupra disponibilității unui tată oarecare de a răspunde cerurilor copiilor săi. Punctul culminant al discuției îl constituie versetul 13, care, concluzionând întreaga lecție de rugăciune, Iisus face referire la Tatăl și la Duhul Sfânt. Deci dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru, cel din cer, vă va da Duhul Sfânt celor cer. Iubiții Domnului, vedem că și Duhul Sfânt, deci promisiunea făcută de Domnul nostru Iisus Hristos despre Duhul Sfânt. Deci vedem că și dacă mergem în Cartea Faptelor Apostolilor, ocazie când Duhul Sfânt vine ca răspuns la rugăciuni. Deci trebuie să stăruim în rugăciuni pentru a primi Duhul Sfânt, iubiții Domnului. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să fim din aceia care să primim această promisiune cu Duhul Sfânt, dar noi să ne facem parte, căci Dumnezeu este acela care s-a făcut partea Lui. Și Dumnezeu să fie slăvit în toată lucrarea Lui. Voi ști cuvântul Domnului din Faptele Apostolilor 4 cu
Versetul 31, care spune așa: după ce s-au rugat ei, s-au cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut cu Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Voi merge în capitolul 8. Vom citi cuvântul Domnului, versetul 8, la 14, la 17, care spune așa: apostolii care erau în Ierusalim, când au auzit că în Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, a trimis la ei pe Petru și pe Ioan. Aceștia au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt, căci nu se coborise încă peste niciunul din ei, și fusese numai botezați în numele Domnului Isus. Atunci Petru și Ioan au pus mâinile peste ei și aceia au primit Duhul Sfânt. Slăvit să fie Domnul! Voi citi și de 9:11, deci 9:11 și 17, care spune așa: și Domnul i-a zis: scoală-te, duhă-te pe ulița care se cheamă Dreaptă și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars, că și iată, el se roagă. Deci, iubiții Domnului, vedem că și Duhul Sfânt se primește și în urma stăruinței, deci trebuie ca să ne rugăm ca să primim Duhul Sfânt. Versetul 17 spune așa: Anania a plecat și după ce a intrat în casă a pus mâinile peste Saul și a zis: frate Saule, Domnul a zis, care ți s-a arătat pe drumul de pe care veneai, m-a trimis ca să capeți vederea și să te umpli cu Duhul Sfânt, slăvit și lăudat să fie Domnul nostru Iisus Hristos. Iubiții Domnului, deci vedem că și Duhul Sfânt se primește și în urma stăruinței, deci în urma de a sta înaintea lui Dumnezeu și de a ne ruga cu multă putere, de a cere Duhul Sfânt și El ne-L va da. Dar ne trebuie mai multe lucruri ca să primim lucrul acesta și voi vorbi mai jos despre lucrul acesta. Acum vreau să citesc un cuvânt din Ioan 7, Evanghelia lui Ioan, capitolul 7. Voi citi cuvântul Domnului de la versetul 37 la 39, care spune: Iisus, apa vieții. În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Iisus a stat în picioare și a strigat: dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care avea să-l primească cei ce vor crede în el, căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese încă proslăvit. Iubiții Domnului, vedem aici în lucrul acesta dramatismul situației ține atât de oferta extraordinară făcută de Domnul nostru Iisus Hristos, dar și despre alegerea contextului în care El face strigare. Era sărbătoare curturilor, când iudeii din toată lumea se adunau la Ierusalim, atât ca să sărbătorească festivalul secerișului, cât și să comemoreze călătoria Israelului prin pustiu spre Canaan. Ultima și cea mai importantă zi a praznicului, cu mari mulțimi de închinători și observatori erau adunați la Ierusalim. Era ocazia cea mai potrivită ca Iisus să-și facă de cunoscut oferta. Deci apostolul Ioan interpretează cuvintele lui Iisus în lumina celor întâmplate în ziua cincizecime și a experienței bisericii primului secol creștin. El arată că apa pe care o a oferit-o Iisus era de fapt Duhul Sfânt. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care avea să-l primească cei și vor crede în el, căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese încă proslăvit. Deci, iubiții Domnului, deci este necesar ca omul să simte,
Setea, să simți că tu ai nevoie, ești însetat, nevoia de Dumnezeu. Și noi trebuie să mergi, deci trebuie să mergi și să ceri sau să ceară. Deci trebuie să mergi la Hristos și să ceri această apă vie, acest Duh Sfânt. Și iubiții Domnului, după aceea vom vorbi și alte lucruri. Deci trebuie să simți nevoia de sete, trebuie să simți nevoia de Dumnezeu, că trebuie să aibă voința ca să mergi la El. După aceea să ceri și trebuie să și crezi, iubiții Domnului, că dacă nu crezi, nu poți să-L primești dacă tu nu ai credință în ceea ce ceri de la Dumnezeu. Și voi citi un cuvânt din Matei 11 cu 28. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Deci noi trebuie să mergem la Hristos ca să primim ceva. Deci mergem că și avem nevoie. Deci am cerut apă, ne-a vorbit în Ioan, în capitolul 7. Deci acum avem nevoie să mergem la El, că El să ne dea odihnă. Voi știu un alt cuvânt din Apocalipsa 3, cu 20, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: 3 cu 20 spune așa: iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el și el cu mine. Iată, iubiți Domnul, niște lucruri care sunt foarte importante și noi de multe ori nu le luăm în considerare și spunem că nu este chiar așa sau nu știu cum. Voi citi un alt cuvânt tot din Apocalipsa, din 22 cu 17, care spune așa: și Duhul și Mireasa zice, vino. Și cine aude să zică vino, și celui ce este sete să vină. Cine vrea să ia apa vieții fără plată, iubiții Domnului. Deci dacă Domnul te cheamă, trebuie să mergi, trebuie să ceri. Și mai departe spune că și trebuie să creadă. Deci să ne ajute Bunul Dumnezeu. Deci o condiție esențială pentru Duhul Sfânt, deci este ca să crezi cu adevărat că tu-L primești. Și voi citi un cuvânt din Cartea Evreilor, Cartea Evreilor, 11 cu 6, care spune așa: și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui. Că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și răsplătește pe cel ce-L caută. Deci, iubiții mei, trebuie să mergem cu adevărat cu credință, ca să mergem cu stăruință înaintea Lui și să credem. Dacă în vechime Duhul venea peste anumiți conducători, iubiții Domnului, a poporului în general, pentru o scurtă perioadă de timp, aici El este primit în profunzimea ființei umane, unde urmează să locuiască, să creeze un izvor nesecat care va curge ca râuri de apă vie și va fi binecuvântare pentru alții. Mai mult de data decât aceasta, Duhul nu va fi selectiv, ci va fi pentru toți cei care simt nevoia de Dumnezeu, se apropie de El și cred în Fiul lui Dumnezeu. Deci, iubiții Domnului, când Duhul Sfânt se va coborâ, nu mai este ei, ci și în ei El se va revărsa în exterior prin darul Lui, așa încât prezența Lui va fi vizibilă, slăvit și lăudat să fie Domnul. Deci, iubiții Domnului, cea mai semnificativă învățătură cu privire la Duhul Sfânt în Noul Testament se găsește în capitolul 16 din Evanghelia, din 14 cu 16 din Evanghelia după Ioan. Deci, cum spune cuvântul, eu voi ruga pe Tatăl și El va trimite un alt mângâietor ca să rămână cu voi în veac. Ioan
14 cu 16. Deci, iubiții Domnului, cuvântul mângâietor, deci mângâietor este, are mai multe atribute, Duhul Sfânt. Este mângâietor, este avocat, sfetnic, patron, mijlocitor, unul care vine în ajutor, unul care încurajează în încercări, iubiții Domnului. Deci, iubiții Domnului, Duhul Sfânt are mai multe atribute. Și cel mai bun este să ne rugăm la Dumnezeu, cum spune că Duhul Adevărului. Și vă știți din Evanghelia lui Ioan, din capitolul 14? Evanghelia lui Ioan. Vă știți cuvântul Domnului din 14 cu 17, care spune așa. Și anume Duhul adevărul pe care lumea nu îl poate primi pentru că nu îl vede și nu îl cunoaște, dar voi îl cunoașteți căci rămâne cu voi și va fi în voi, iubiții Domnului. Deci Duhul Sfânt este cu noi și în noi. Și voi citi mai departe un alt cuvânt din Evanghelia Ioan 15, 26, capitolul 15 cu 26 spune: Când va veni mângâietorul pe care îl voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului, care procede de la Tatăl, el va mărturisi despre mine. Iată, iubiți Domnul, alt lucru voi ști din Evanghelia, în capitolul 16, cu versetul 13, care spune așa. Când va veni mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci el nu va vorbi de la el, ci va vorbi tot ce va fi auzit și va descoperi lucrurile viitoare, iubiții Domnului. Iată cât de puternic și cât de mare este acest lucru. Voi citi și din 16 cu 15, care spune: Tot ce are Tatăl este al meu. De aceea am zis că voi lua din ce este al meu și vă voi descoperi. Deci ne va descoperi foarte multe lucruri, iubiții Domnului, și Dumnezeu să fie slăvit în toată lucrarea Lui. Acum vom merge mai departe și spune Duhul promis la înălțarea lui Iisus Hristos, iubiții Domnului. Deci Duhul Sfânt promis de Domnul nostru Iisus Hristos și voi citi Cuvântul Domnului din Luca, Evanghelia lui Luca, 24 cu 49. 49 spune: Și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Deci, cum v-am spus, că și Duhul Sfânt este manifestat în mai multe, are mai multe atribute. Și Dumnezeu să ne ajute la toate lucrurile acestea. Deci, iubiții Domnului, cum am vorbit de la început, deci despre toate lucrurile acestea, despre Duhul Sfânt, cel promis de către Dumnezeu Tatăl prin profeții din vechime. Deci am citit din Isaia 44 cu 3, Ioel 2, 28 și 29. Deci cea de-a doua putere de sus face referire la unul din efectele primirii Duhului de către ucenici, în mod similar când a doua sa carte. Luca repetă promisiunea făcută de Isus. El folosește termenul putere, nu pentru Duhul Sfânt, ci doar pentru efectele lui, ci veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi. Voi citi un cuvânt din Faptele Apostolului 1 cu 8, care spune așa: Și voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Vorbește cuvântul lui Dumnezeu în lucrul acesta, iubiții Domnului. Deci Duhul Sfânt și putere. Voi citi un alt cuvânt din Fapte 10 cu 38,
de Apostolul 10 cu 38 și spune: cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavol, căci Dumnezeu era cu el. Iubiții Domnului, întrucât promisiunea Duhului apare aici într-un context misionar, deci aici ceea ce am vorbit în versetul 40 cu 38, deci se referă deci la trimitere, deci când a început deja să se lucreze, trimiterea ucenicilor. Iubiții Domnului, începe să se controleze perspectiva lui Luca asupra rolului Duhului Sfânt în viața credincioșilor. Pentru Luca, Duhul Sfânt este prin efectele lui puterea de misiune a apostolilor și a întregii biserici. Marea trimitere pe care a dat-o Domnul apostolul înseamnă mai mult decât a credita pe cineva cu misiune, înseamnă a trimite și a împuternici împreună. Normal este că atât trimiterea cât și împuternicirea să aibă loc simultan. Ca și în cazul Apostolului Pavel, el își primește însărcinarea de la Duhul, de la Domnul. Aș vrea să citim Fapte 9 cu 15. Dar Domnul i-a zis: du-te, că și el este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Deci ne vedem aici așa unde însărcinarea, în 9 cu 15. Voi citi un alt cuvânt din 26, 17 și 18, Faptele Apostolului 26. Versetul 17 și 18. Te-am ales din mijlocul norodului acesta, din mijlocul neamurilor la care te-ai trimit, ca să le deschizi ochii și să se întoarcă de la întuneric la lumină și de sub puterea satanei la Dumnezeu și să primească prin credința în mine iertare de păcate și moștenirea împreună cu cei sfinți. Deci aceasta este însărcinare. Și este împuternicit imediat cu Duhul Sfânt și vom citi tot din Faptele Apostolilor, din capitolul 9 cu versetul 17, care spune așa: Anania a plecat și după ce a intrat în casă a pus mâinile peste Saul și a zis: frate Saule, Domnul Iisus care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai m-a trimis ca să capeți veteia și să te umpli cu Duhul Sfânt. Iubiții Domnului, în cazul celor 12 apostoli, cele două elemente ale însărcinării și trimiterea și împuternicirea sunt menționate împreună în Evanghelia lui Luca. Voi citi cuvântul Domnului. Dumnezeu să fie slăvit în toată lucrarea Lui. Evanghelia lui Luca, capitolul 24. Versetul 47 spune: și să propovăduiască tuturor neamurilor, deci aici este trimiterea, și să propovăduiască tuturor neamurilor numele Lui pocăință și iertare păcatelor începând din Ierusalim. Voi sunteți martori a acestor lucruri. Spune: și iată că eu voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Iubiții Domnului, și aici așa spune mai departe: el i-a dus afară până spre Betania, s-a ridicat mâinile și i-a binecuvântat, iubiții Domnului. Deci i-au binecuvântat. Deci cum a spus, împuternicirea 24 cu 49 ne spune, și aici în versetul 50 spune că i-a binecuvântat. Deci binecuvântarea care le-a dat-o Domnul, deși am puternicit, după care i-a și binecuvântat. Când s-a ridicat la cer, el i-a binecuvântat pe ucenici.
Să facă ca bunul Dumnezeu și în seara aceasta să ne umple inimile, să ne facă să fim credincioși și să-L căutăm pe Domnul și să rugăm ca El să ne umple cu Duhul Sfânt și Dumnezeu după care să facă și noi trimiterea aceasta, să facem puternicirea și să ne ia binecuvântarea pentru a putea predica cuvântul lui Dumnezeu și a vorbi lumii despre dragostea Lui. Vă binecuvintez în numele Domnului nostru Iisus Hristos și vă doresc ca Bunul Dumnezeu și Domnul nostru Iisus Hristos să mângâie inimile noastre. Amin.